Distanțarea. În definiția sa, cuvântul distanțare cuprinde mai multe sensuri. Unele de bine, altele de rău. În timpuri bune, pe bună dreptate, împinși mai ales de un instinct al conservării, ca o consecință a supra-solicitării existenței noastre cu ceilalți, de multe ori căutate cu orice preț, cu disperare chiar, vrem distanțare. Pentru că, spunem noi, ne-am săturat de celălalt. Nu-i mai suportăm excesivă apropiere, agresiva prezență în cele mai intime cotloane ale existenței noastre. Sintetizând, trăim sau trăiam, de fapt, într-un acceptat sau chiar căutat compromis al înghesuirii cu celălalt, plângându-ne mereu, pervers, de cât de insuportabile devin viețile noastre din aceste pricini. În timpul oropsite, precum acest prezent, distanțarea se impune ca un dor, ca o prezență, ca dragoste nesfârșită pentru cei dragi ai noștri și prin ei față de toată lumea. Distanțarea în condiții extreme pare într-o logică imediată o îndepărtare și ea poate să-și păstreze definiția de bază. Însă mobilul îndepărtării, rațiunea de a exista a distanțării, se schimbă în condițiile și în condiționările prezente. Se pare că acest chin al distanțării se răsfrânge mai ales asupra ego-ului nostru, iar acest aspect este îmbucurător, de dorit și de mult așteptat. Ne îndepărtăm de ego-ul nostru, de el. El, cel cu privirea mereu în afară. El, cel mereu plecat după laude, după adepți, chiar mincinoși. El, cel hăituit de haremuri întregi de fete morgane, de toate complexele vieții moștenite sau dobândite de bunăvoie. Ne îndepărtăm de acest toxic ego și ne adăpostim în interiorul ființei noastre, ființă interioară până nu de mult pustiită, părăsită, goală și stranie, ca un ecou de peșteră. În toată această distanțare, care e de fapt o reîntoarcere la sine, nu ne minunăm de fapt de stranietatea existenței noastre, văduvită de tot ce ni s-a luat, interzis sau închis prin forța împrejurărilor sau forța coercitivă. Ne minunăm de pustiul lăsat în noi, rezultat al alergăturii nebune de până acum. Ne uimim că am fost foarte plecați din viețile noastre și acum e greu de trăit într-o casă părăsită atât timp. Spaima față de izolarea impusă în care ne aflăm e falsă și mincinos justificatoare. Spaima reală este față de ceea ce am găsit odată întorși, forțat de data aceasta în viețile noastre. E timpul curățeniei, al primenirii, al reamenajării sau chiar al reconstrucției. Poate nu de la zero. Ceva bun, ceva esențial există etern în noi înșine. E șansa aclimatizării cu sinele. E timpul schimbării paradigmei vieților noastre. Foloasă se pot trage mereu, din orice. Important e să fim sinceri și adevărați cu noi. Iar ele, foloasele, să nu fie necuvenite. Ca mai târziu, când ne vom pune în mișcare din nou, ele, foloasele, să nu devină perisabile și aducătoare de boli, morale mai ales, căci aici este buba cea mare a societății. Avem șansa să devenim egal cu tot ceea ce pretindem că suntem. Avem șansa, poate pentru prima dată în viața noastră, să echilibrăm balanța de plăți a existenței individuale și prin ea a comunităților ce cresc progresiv dacă ne situăm tot mai în afara punctului numit eu. Acum e timpul, impus ce-i drept, nu dăruit, sau poate, dar ce mai contează, să îmblânzim distanțarea ca pe un cal sălbatic, să punem șaua pe ea ca într-un western ideal, ba mai mult, păstrând cutuma locului, să o punem la plug, să are, să desfunde ocorul, ogorul atât de înțelenit de până acum al vieților noastre, pregătind astfel locul unei noi primăveri, al unei noi încolțiri esențiale. A privi de departe, a vedea în ansamblu, a înțelege, când suntem lângă lucruri, de cele mai multe ori nu le vedem defectele, diformitățile, zonele care sunt atinse de murdărie. Dar, de asemenea, nu le mai vedem nici frumusețea, felul în care sunt legate de celelalte din jurul lor, rațiunea de a fi. Dacă privim distanțarea asemenea unei monede cu două fețe, atunci o față este cea pe care o respingem,
pentru că creează în noi frustrări. Cealaltă față este cea care ne poate ajuta. Ne poate ajuta, paradoxal, să vedem mai bine, să conștientizăm, să lăsăm lucrurile să curgă în felul lor normal. Să le legăm. Poate chiar să facem alegeri mai bune pe mai departe. Poate tocmai asta ne va ajuta să facem alegeri mai bune în viitor. Să învățăm să prețuim timpul, să învățăm să-i prețuim pe cei de lângă noi, să învățăm să prețuim experiențele pe care le trăim alături de ceilalți. A privi de la distanță, uneori ne asigură că privim imaginea în ansamblul ei, că vedem și ceea ce nu putem vedea din cauza unei apropieri prea mari. Până la urmă, adevărata apropiere nu e dată de proximitatea fizică, de a sta unii lângă alții, în aceleași clădiri sau în aceleași încăperi, ci e dată de apropierea dintre sufletele noastre. Iar în acest caz, nu există nici pereți, nici granițe, nici alte obstacole. Pare că suntem apropiați atunci când stăm unii lângă alții. Dar să reflectăm puțin. Uneori, distanța dintre noi poate fi atât de mare, chiar dacă suntem la mai puțin de o jumătate de metru unii de alții. Ne putem gândi la întâlnire. Ne adunăm unii alături de alții, dar oare ne-am întâlnit? Ce din ceea ce suntem cu adevărat ajunge la cel de lângă noi? De multe ori, nu prea mult. Distanțarea ne-ar putea învăța astfel de lucruri. Ne poate determina să fim mai prezenți, mai atenți, mai adevărați data viitoare când ne alăturăm celorlalți. Suntem de multe ori măști ale durerii, bucuriei, în general ale emoțiilor pe care le trăim. Distanțarea ne-ar putea învăța să avem curajul să renunțăm la astfel de măști și să apărăm în fața celorlalți dezveliți de aparențe, de orgolii, de angoase. Da, poate că cea mai grea luptă pe care o putem da e cu noi înșine, dar ar putea fi și cea mai frumoasă dintre toate. Să fim puternici atunci când suntem slabi. Salutare! Salutare! Bine ne-am regăsit! Bine ne-am regăsit micșorând distanțele dintre noi cu ajutorul tehnicii. Da. Iată a doua oară la victoriei 5-7 în vremea pandemiei. Așteptăm în continuare comentariile și părerile despre aceste videouri. Ce mai faci, Florin Coșuleț? Așteptam cu înfrigurare revederea cu tine și cu invitații noștri din această seară, după amiază. S-a mai lungit ziua și devine tot mai lungă după amiază, ceea ce e foarte bine. Hai să vedem ce fac studenții noștri, apropo de asta, pentru că sunt aici alături de noi. Oh. Bine ați venit! Bună ziua, am auzit? Da, te auzim. Salutare! Domnul Sergiu Suciu este student al specializării psihologie și este și reprezentant al unei asociații studențești. Bine ați venit în emisiune și dacă vreți să ne spuneți câteva cuvinte. Bine v-am găsit! Păi, ce cuvinte aș putea să vă spun? În primul rând îmi face plăcere să fiu aici. Vă mulțumesc pentru invitație prin această cale. Cred și eu, ești acasă. Cui nu-i face plăcere să fie acasă? Credeți-mă că după vreo lună și ceva sau cât timp o fi trecut, că am pierdut deja numărătoarea, nu-ți mai face la fel de mult plăcere. Chiar erau niște glume în care spuneau, mama, după ce trece carantina, nu o mai vezi câteva luni. Dar nu cred că va fi chiar așa. Ce face un student în carantină și ce face mai ales un student care știm că de-a lungul timpului a fost implicat în tot felul de activități studențești asociative? Un student în această perioadă de carantină își vede de facultate, pot spune, temele și proiectele sunt numeroase, chiar mai numeroase decât înaintea carantinei, așa că nu prea e timp de respirat, să zic așa. Mai departe, pe plan de asociație, noi încercăm să menținem contactul, ședințe și alte întruniri, pot spune, se țin online, pe Google Meet sau pe alte platforme,
încercăm cât de mult să păstrăm legătura cu voluntarii, să le fim aproape. Cel puțin cu voluntarii cu care eu am avut contact, nu i-am văzut afectați de această epidemie și asta mă bucură, pentru că văd un oarecare optimist, pot spune. Ați învățat ceva, vreun hobby sau ceva nou în perioada asta? Da, da. Mă apropie de a deveni un MasterChef. Gătesc aproape zilnic. Și mie cel puțin îmi place. Și părinților, că alții nu au oportunitatea să mănânce. Pot spune că chiar a devenit o pasiune. Am început să învăț italiană de unul singur. Foarte. Îmi place. Mai departe, nu știu, dar vreau să mă apuc și de altele. Pentru că timpul îmi permite, cel puțin acum, vacanța. Bun. Și dacă aveți ceva, vorbisem mai de mult în legătură cu cărțile și filmele pe care le citesc sau le vizionează studenții noștri și voiam să vă întreb dacă, din punctul ăsta de vedere, ați văzut, ați citit ceva nou în perioada asta. Da, o să vă recomand o carte, dar încă nu m-am apucat eu de ea, dar să vă transmit ceea ce am primit și eu la rândul meu. Da? Se numește Flori pentru Algernon, este de Daniel Keyes. Este despre un bărbat de 30 ceva de ani care are retard și ajunge subiect într-un experiment. Acesta îi crește treptat IQ-ul până la 185, ajunge un geniu și descoperă anumite erori din propriul experiment, însă treptat ajunge iar să aibă retard, IQ-ul scăzându-i foarte mult. Mm-hmm. Ulterior putem vedea cum acesta prezintă, face o comparație, mai bine zis, între felul în care se simte el în prezent și felul în care a fost de mamă în copilărie. Nu prea bine, după cum e de înțeles, acestea fiindu-i frică că acesta ar putea să-i facă vreun rău surorii sale. Este o carte foarte interesantă și eu vreau să mă apuc de ea cât mai curând. Momentan am achiziționat-o, dar sper să fac rost de ea cumva. O recomand tuturor. Sincer. Interesant și vă mulțumim mult de tot pentru recomandare. Cu mult drag. Atunci, Florin, dacă tu vrei să zici ceva, vrei să întrebi ceva. Mă bucur foarte mult că există izolarea asta care ne pune pe fiecare din noi la a ne gândi ce ne pasionează și văd că toată lumea își caută pasiuni și caută să vadă la ce reverberează mai atent și mai ușor și mai lesne. Cedere plăcută, să treacă cât mai repede. Mulțumesc frumos, așa să fie. Doamne ajută. Mulțumim foarte mult. Mulțumim mult de tot pentru intervenție. La revedere. La revedere. Păi, da, uite, studenții citesc, își descoperă noi pasiuni, gătitul, uite, e una din... Italiană, uite, eu... Italiană. Da. Înseamnă că mai știe vreo două, trei limbi dacă s-a apucat direct de italiană. Da. E clar. Dar apropo de asta, nu știu, partea asta tehnică ne-a aruncat pe toți sau ne-a testat cumva, nu știu, cunoștințele de IT. Am o surpriză. Dacă ești de acord, o să, pe lângă faptul că o știi puțin din ea, să vedem dacă surpriza noastră ar putea să ajute și studenții sau și cadre didactice în lupta asta pandemică în zona de IT. Să vedem. Bună după amiaza! Bună ziua! Bună ziua! Alături de noi este domnul Remus Brad, care este directorul Centrului Direcției de Comunicații și Marketing. Este persoana care ne ajută întotdeauna să trecem, iată, și peste perioade de tipul acesta și este în zona aceasta de IT, persoana care, fără existența căreia, am fi cumva în aer. Așa că bine ați venit în emisiune și ne bucurăm că ați acceptat invitația de a avea această pastilă, cumva, îi spunem noi, de IT. A, și eu mă bucur în primul rând și vă felicit pentru inițiativă. E un lucru deosebit și în calitate. Bun, centru de comunicații. Am fost dintotdeauna centru de comunicații. Probabil că vom rămâne în continuare centru de comunicații, dar desigur suntem și direcția de comunicații și marketing a universității și fiind vorba de marketing în cazul ăsta, vă felicit pentru inițiativă și să o țineți tot așa.
Da, pastila noastră de IT. O vom lua și astăzi, pentru prima dată. Așa, aș vrea să vorbesc despre un fenomen care văd că a luat proporții în perioada asta, în principal datorită faptului că lumea e în fața calculatorului, e acasă, suntem toți în universul nostru și, desigur, probabil găsim căi să evadăm de aici. Și atunci, cu ocazia asta, apar și atacatorii cibernetici care... Am văzut, după statisticii pe care le primim pentru site-ul și serverul nostru de la universitate, apar foarte multe mesaje de tip spam. Am văzut că ele încearcă și de data asta să forțeze prin inginerie socială relația de încredere dintre, să zicem, parteneri, așa, cel care trimite spam-ul și cel care îl primește, pentru că în principiu ei se bazează pe trei idei. Unu, oamenii sunt de ajutor și vor să ajute, da? Au tendința de a avea încredere în partea cealaltă, în partea opusă, mai ales când tonul, mesajul, conținutul este unul destul de relaxat. Și desigur, mai e și chestiunea asta, oamenii sunt în principiu, să zicem, cu mai puține cunoștințe, da, în ceea ce privește partea asta de comunicare în internet, chiar dacă anumite lucruri le fac din obișnuință, adică obișnuință, o rutină în ceea ce privește citirea poate e-mail-ului, a Facebook-ului, dar atunci când apare o chestiune nouă, se blochează total. Și din motivul ăsta, cred că mesajele care au apărut în ultima perioadă și pentru care am fost și noi solicitați să dăm oareșcum un răspuns vis-a-vis de veridicitatea lor. Multe vin ca din partea administratorilor de sistem. Trebuie să ținem minte întotdeauna că administratorii nu vă cer niciodată parolele. Din vari motive. În primul rând pentru foarte că nu au nevoie de ele. Deci asta e clar. Deci nu au nevoie de ele. Dar nu vă cer parola și nu o vor face niciodată. Deci dacă vine un astfel de mesaj. Doi, suntem totuși ținta unor atacuri care mai nou sunt făcute în limba română. Observăm întotdeauna mari greșeli în corpul mesajului și greșelile astea sunt datorate unei traduceri automate, în general pe Google Translate, ceea ce, desigur, iarăși ne dă de gândit asupra conținutului mesajului. Și în al treilea, al patrulea, al cincelea, al zecelea rând, cine ne-ar cere oare să îl ajutăm să transfere $1,000,000? Fie suma și mai mică, da, dintr-o parte în alta. E una spălare de bani. Adică cine ar mai crede în lucruri de genul ăsta? Și pe lângă asta, sigur că mai sunt și alte soluții în care inginerii sociali încearcă să ne prostească și cel mai des am observat e dorința noastră de a avea acces la aplicații informatice, fie că nu le găsim din vari motive, nu mai regăsim, sunt vechi, sunt obsolit, dacă nu, unele dintre ele sunt cu licență, deci sunt pe bani, sau efectiv nu găsim drivere. Cea mai des întâlnită situație este aceasta, nu găsim drivere, adică avem nevoie de partea asta software care ne permite să folosim un anumit dispozitiv pe care legăm la calculator. Și atunci, sub driverul ăsta se ascunde, de fapt, nu altceva decât un executabil pe care ni-l instalăm pe calculator, da? În dorința de a obține driverul respectiv și care, desigur, mai departe duce la atacuri malicioase. Fie se folosește calculatorul nostru pentru un atac și, în general, un atac de tip spam. Motivul pentru care se face lucrul ăsta este că întotdeauna primim mail-uri de la persoane în care avem încredere. Și iată un motiv pentru care spam-ul atacă întotdeauna o anumită resursă locală și, să zicem, un al doilea motiv este că ne fură parolele. Și lucru întâlnit, cel puțin noi ca administratori, primim aproape
În fiecare oră un mesaj cum că cineva s-a logat pe o anumită adresă de e-mail dintr-o locație, să zicem, necertificată. Ceea ce înseamnă că la un moment dat cineva era logat dintr-o anumită locație sau locația s-a schimbat geografic, să zicem, 180 de grade sau la mii de kilometri dintr-un minut în altul, ceea ce înseamnă că cineva a avut acces la parola respectivă. Și parola de unde o are? De pe calculatorul local. Deci să înțelegem că practic ne sfătuiți așa, să avem grijă la mesajele pe care le primim, să avem primim. Grijă ce facem cu ele și cum reacționăm, să fim un pic mai atenți. Exact. Deci ceea ce trebuie să facem este să fim întotdeauna circumspecți, da? În ceea ce privește mesajele. Dacă ele conțin atașamente, în niciun caz nu deschidem atașamente care sunt executabile, deci cele care au extensia .com sau .exe, exclus să facem așa ceva. Trebuie să avem grijă și de arhive, că în general și sub o astfel de arhivă se poate ascunde un executabil care la fel să ne poată infesta calculatorul. Și desigur, nu deschidem mesaje din surse necunoscute și mai ales dacă acel conținut ne dă de gândit că lucrurile n-ar fi acolo sau cum ar trebui să fie. Poate, da? Deci, da. Poate într-o pastilă viitoare, să sperăm că va fi o obișnuință prezența dumneavoastră printre noi aici la platforma aceasta, poate ne recomandați un manual, de ce nu? Ceva mai simplu, mai basic, așa, pentru cei de teapa mea care, nu din ignoranță, ci pur și simplu pentru că ne-am pregătit în cu totul altă direcție și care, de acum, cu această ocazie, ne-am aruncat un pic mai serios în a descoperi lumea aceasta a IT-ului și întâmpinăm într-adevăr probleme, pentru că nu era meseria noastră. Știm să deschidem un mail, știm să facem operațiunile principale, dar sunt lucruri care de bază care ar trebui știute și pe care mulți dintre noi nu le cunosc. Da, m-aș bucura să avem așa ceva. În principiu, ceea ce se întâmplă în domeniul ăsta IT este că lucrurile au întotdeauna o dinamică extraordinară, da? Și de foarte multe ori nu prea există resurse. Multe resurse sunt cele care le luăm fie de pe liste de mesaje, fie din bloguri, fie din să zicem, suport tehnic de pe alte site-uri. Nu prea stă cineva să scrie efectiv la un moment dat ce e de făcut, ce nu se poate face. Dar, atenție, dacă căutăm pe Google și putem face lucrul ăsta, observăm la un moment dat că avem o aplicație care nu se comportă normal. Dacă știm numele executabilului respectiv, a aplicației respective, da? O putem căuta pe Google și imediat aflăm dacă ea este una legitimă sau nu. Da? La fel, anumite comportamente pe care le observăm sau titluri de mail-uri sau chestiuni de genul ăsta, orice căutare pe Google ne poate duce mai departe către o situație similară pe care cineva a întâlnit-o, a raportat-o, a întrebat-o și la care a primit un astfel de răspuns. Deci, îmi pare rău să o spun așa, dar cel mai bun prieten al nostru este totuși Google, atotștiutorul, pentru că el adună informația din întreaga lume. Indexând, desigur, site-urile și absolut tot ceea ce fiecare, la un moment dat, împărtășește cu ceilalți. Da, scuze. Da. Voiam să spun că vă mulțumim mult pentru intervenție, pentru pastila de astăzi și de-abia așteptăm să vedem ce ne mai pregătiți în edițiile următoare. Dar cred că v-am întrerupt, poate voiați să mai spuneți ceva. Sau... Păi, ce vreau să spun e așa ca și o concluzie, niște date statistice. 14 miliarde de spam-uri se trimit în fiecare zi. Se cam câștigă undeva la vreo câteva milioane de dolari, să luăm moneda asta, câteva milioane, un spammer, cam 3, 4, 5 milioane de dolari pe an câștigă dintr-o astfel de afacere. Se răspunde cam la un mail din 12 milioane de mail-uri trimise
Da? Deci, dacă reușim să pescuim o persoană din 12 milioane, cred că își fac suma respectivă. Da? Și desigur, ceea ce merită menționat, fiindcă, iată, trăim niște vremuri destul de grele, spamul și, în principal, mesajele astea nesolicitate de care am discutat fără a merge cumva în teoria lor, așa, ne cam costă în jur de vreo 250 de milioane de dolari, da, pe an. De ce? Pentru că ele folosesc căile noastre de comunicații, care desigur sunt plătite și undeva cineva tot le plătește, folosesc energia electrică, folosesc spațiu de stocare și desigur mai departe n-am pus în calcul probabil și echipamentele care sunt utilizate pentru a opri fenomenul ăsta. 85 până la 90% din mesajele care se trimit în internet sunt astfel de spam-uri, da? Mesaje nesolicitate. Undeva la vreo 5% ajung în spam box, mai puțin de 5% ajung în spam box din ele și restul sunt efectiv eliminate. În ipoteza în care ai noroc, adică ești protejat de către un sistem destul de puternic, antivirus, anti-spam și așa mai departe. Vă mulțumim. Deci asta așa ca să facem o încheiere care să ne dea și încredere, dar și o dimensiune a fenomenului. Domnule profesor, vă mulțumim mult de tot atunci. Eu vă mulțumesc și vă urez succes în viitor și în emisiunile pe care le faceți și, desigur, m-aș bucura dacă am mai putea discuta pe teme de genul acesta. Cu siguranță. Mulțumim foarte mult. Și eu vă mulțumesc. La revedere. O zi bună. Florin, atunci eu îți propun să ne îndreptăm cu pași de pesc către surpriza ta de data aceasta. Hai să nu ne împărțim surprizele, că o să vin cu chestii foarte... Nu o să pot să le concurenzi și atunci... Da, dar sunt mai în măsură să vorbesc de următorul invitat, următoarea invitată, să spun mai exact, pentru că am petrecut o lună februarie într-un cantonament. Bună seara! Îi spuneam lui Bogdan că sunt în măsură să vorbesc, sunt mai în cunoștință de cauză să vorbesc despre tine ca invitată la noi aici, pe platforma aceasta, pentru că am petrecut o lună februarie foarte intensă, extrem de intensă și prin specificul meseriei noastre pe care o îmbrățișăm, să spunem ascultătorilor și privitorilor noștri că Andrada este studentă la Facultății de Litere și Arte în cadrul Departamentului de Artă Teatrală, în anul 3, la actorie licență și tocmai e protagonista unei noi premiere, ultimei premiere înainte de pandemie, Jocul de Vacanță al lui Mihail Sebastian. Și spuneam, Andrada, că în acest context, prin prisma meseriei noastre, am reușit să aflăm foarte multe lucruri unii despre alții. Iar acum avem timp să le așezăm și să ne gândim mai profund la ele. Ce faci? Da, asta voiam să vă spun, că acum chiar e momentul de care toți aveam nevoie, de noi cu noi. Stau eu cu mine și... Să ne rezolvăm problemele, perfect. Spune-ne... Mi-a plăcut ideea foarte mult, Mihail Sebastian. Eu de-abia aștept să văd. Da, să vezi. Jocul de vacanță. Acum fiecare se joacă de vacanță cumva. Miza e foarte mare. Jocul ăsta nu e joacă. Întotdeauna jocul are o miză, uneori dramatică poate fi. Și de aceea să avem grijă fiecare de noi să nu ne jucăm, să avem grijă la miza mare a acestui joc de stat acasă, să zic așa. Spune-ne ce faci, bucură-ne cu ceva specific meserie pe care o îmbrățișezi, cu atâta pasiune și cu atâta dăruire tu și colegii tăi. Spune-ne ceva frumos. O să vă spun ceva frumos. Tocmai recent am citit un text și prima bucată din text mi se pare că se potrivește perfect cu ce simțim noi acum. Noi actori, viitori actori. Păi ce mai, ești și pe scenă, ești actriță, gata.
Corect. Corect. La teatru se întâmplă ceva. Indiferent de ce vor ei de la mine, eu voi spune da. La teatru se întâmplă ceva. Intru și îndată mi se face pielea de găină. Da, acolo e nevoie mereu de fete noi, drăguțe, pe Julieta, pe Ofelia să le joace. La teatru se întâmplă ceva. Mireasma, muzica, aplauzele, deja înseamnă ceva. Publicul, luminile, scriitori inspirați. Fiecare sărut, de 20 de ori îl repeți. Te lupți cu spada și ucizi colegi. Iar pentru asta ziarele te laudă. În teatru se întâmplă ceva. Simpla atingere. Inima îți umple de bucurie. Teatrul este renumit. Și oricât te-ai străduit, rolul nu l-ai primit. Dar viața nu aduce vieții claritate. Iar minciunile pe scenă sunt realitate. Eu când joc, publicul dă năvală și nu se satură să mă vadă. Și așa e bine, căci altfel n-ar avea loc niciun spectacol. Și, Doamne, cât de groaznic e să nu fie niciun spectacol. Păi, ce ați făcut? Foarte frumos. Ce ați făcut în timpul ăsta în care a stat acasă? De toate. Deci, acum sunt multifuncțională. Am descoperit, adică am început să dezvolt pasiuni pe care le făceam la facultate, dar foarte puțin. De exemplu, cântatul la pian. Tocmai azi mi-a ajuns orga și până acum am stat înfipt acolo în scaun și cântam. Da? Ați început să cântați la orgă? Da, am început să învăț să cânt. Ah, okay. Vreau să spun că pentru o lumină mai bună, eu mi-am așezat laptopul în loc de birou pe pian. Super. Gând la gând. Păi, mai spune-ne ceva. Suntem cumva, vrem să dinamizăm un pic întâlnirile noastre și invitații sunt așa de fain și ne întindem la vorbă și mi-ar trebui tot timpul din lume. Din păcate, platforma asta o să ne întrerupă la un moment dat, așa că te rugăm să ne mai spui ceva. Ți-ai descoperit o pasiune, cântatul la pian, n-ai cum să ne demonstrezi acum. Da. Păi stați puțin, că eu n-am învățat să cânt la pian direct, așa, la orgă, pe asta mi-am comandat-o, eu am învățat să cânt la iPad. Serios? Da, pentru că aveam aplicația pe iPad și bineînțeles că mă chinuiam, pentru că sunt clapele foarte mici și mă chinuiam și stăteam și stăteam. Păi atunci... Poți face o mică demonstrație? Da, asta voiam să zic. Hai să vedem. Te rugăm. Așa, probă, se aude? Da. Perfect. Super. N-ai zice că nu-i pian. Bravo. Aplauze la scenă deschisă. Yay! Deci a fost un moment bun de reconectare și de descoperire a lucrurilor frumoase. Da, și oricât de paradoxal ar suna, chiar trebuie să încercăm să ne bucurăm de perioada asta. Ok, bine. Să ne bucurăm. Mulțumim. Noi ne-am bucurat de întâlnirea cu tine enorm. Revederea, deși noi ne mai vedem și pe platformele de învățământ la distanță, să zic așa, pe Classroom, dar mereu e bucurie că și prin tine îi văd și pe colegii tăi și pe colegii mei și mi-e un dor de teatru de nu mai pot. Mi-ai făcut o poftă. Acum cred că o să recit până de seară toate poeziile pe care le știu. Mulțumim! Bogdan, mai vrei să adaugi ceva? Nu, doar să zic mulțumim mult de tot și baftă în continuare. Mulțumim! Și eu vă mulțumesc mult de tot. O seară frumoasă! Pa, asemenea! La revedere! Avem pe cineva din linia întâi. Darius. Alo? Bine ați venit. Bună ziua. Bine, salut, v-am găsit. Da, domnul Darius Cică, care este în linia întâi și este cu mândrie, trebuie să o spunem, student al universității noastre la Facultatea de
de medicină, așa că ce faceți? Cum sunteți? Bine, mulțumesc. Mă pregăteam să fac câte ceva teme pentru facultate și mă pregătesc pentru gărzile de săptămâna următoare. Cum e în prima linie? Este nu foarte diferit față de obicei, atât tot că măsurile de protecție și de dezinfecție după câte un caz se amplifică. Deci merg cu aceeași pasiune în gărzi ca și înainte de tot episodul ăsta. Dați-ne câteva sfaturi. Ce trebuie să facem ca să ne protejăm? Cel mai bune sfaturi sunt cele deja vehiculate pe internet și la televizor, cele de distanțare socială, în primul rând. Având în vedere că perioada de incubație a virusului este foarte mare, și anume de 2 săptămâni, practic noi putem fi infectați și 2 săptămâni să nu arătăm, să nu manifestăm niciun simptom. Asta ne poate încurca, pentru că în cadrul de o săptămână, dacă o persoană bolnavă care nu știe că e bolnavă se întâlnește cu 10 persoane, acele 10 persoane cu alte, fiecare cu câte 10 persoane, într-o lună ajungem la un număr foarte mare de persoane infectate din neatenție, ca să spun așa. Deci, distanțarea socială este importantă, păstratul ieșirilor din casă la un minim, doar pentru strictul necesar. Și cel mai bun sfat, desigur, este acela de a ne spăla pe mâini foarte, foarte bine, cel puțin 20 de secunde, cu apă caldă și săpun. Săpunul, prin proprietățile lui chimice, distruge virusul, deci el e cel mai bun dezinfectant. Și să avem grijă să nu ne contaminăm prostește, cum să spun. Dacă ieșim la magazin și avem mănuși sau am pus mâna pe cărucior, noi cu mănușile după aceea punem mâna pe telefon, după aia ajungem în mașină, ne dăm jos mănușile, după aia punem mâna fără mânuși, punem, iar luăm telefonul în mână. Deci trebuie să avem foarte mare grijă la comportamentele astea de care nu ne dăm seama în mod normal, pentru că ne-au intrat în reflex. Okay. La protocol, cum s-a spune. Trebuie un pic de atenție sporită. Darius, în discuțiile mele cu acei apropiați, la telefon totdeauna dezbatem, e subiectul principal această epidemie, bineînțeles. Nu există discuție cu părinții, cu studenții, cu oricine să nu vorbim despre lucrul ăsta. Și, de asemenea, nu există dată în care să nu vă pomenim. Să știi, nu știu dacă ajută. Sunt convins că medici, în general, și voi, cei care participați acolo în linia întâi, sunteți educați în sensul ăsta și aveți tăria de a rezista și fără siropurile noastre, să zic așa, uneori stupide. Facem tot felul de gesturi ca să vă impresionăm, dar e, să știi că toată lumea, fără excepție, vă e recunoscătoare și vă e cu tot sufletul și cu tot dragul alături. Dragostea asta e mai ceva decât epidemia. Se multiplică, s-a multiplicat dintr-o dată, fără efort. Am fost și eu martor. Am văzut atât pe internet cât și la televizor o mobilizare foarte mare din partea cetățenilor acum să aducă recunoștință și mulțumiri cadrelor medicale și tuturor celor care lucrează cu persoane posibil infectate în perioada asta. Mă bucură cumva, practic, pentru că urmează să fie și meseria mea aceea de medic și mă bucur cumva să văd că se schimbă un pic mentalitatea populației generale de la, știți prea bine și dumneavoastră că medicul e ăla care ia bani, care nu te bagă în seamă dacă nu dai un plic sau așa, o mentalitate care nu ar trebui să mai existe, pentru că vremurile acelea au trecut, vă spun, practic, din interior, ca să spun așa. Și mă bucur că lumea începe să ne aprecieze totuși un pic mai mult. Și încă o dovadă că aprecierea celuilalt îl motivează și îl determină ca el să se comporte așa cum ar trebui. Absolut, absolut. Noi ne-am face
treaba, exact, noi ne facem treaba exact cum ne-am făcut-o și înainte de acest episod pandemic, dar ne bucură și ne motivează și pe noi să trecem cu bine cu toți împreună peste perioada asta. Mulțumim mult de tot, suntem mândri de studenții noștri din universitate, mulțumim pentru tot ce faceți pentru noi. La revedere, spor! La revedere! Mulțumesc pentru invitație, vă doresc succes în continuare. Mulțumim și noi pentru tot. Să aveți la revedere! La revedere! Păi, avem studenți cu care ne putem mândri, nu? Eu m-am emoționat, sincer. Omul ăsta e acolo în linia întâi. O avem alături de noi pe doamna profesor Carmen Dușe. Vă mulțumim mult de tot că ați acceptat invitația noastră. Sper că ne auziți bine. Vă aud foarte bine. Sper că mă auziți și pe mine. Da, sigur foarte că da. Bună seara. Bună seara. Bine ați venit. Bună seara. Și iată, în perioada aceasta, distanțarea socială a impus restricții. Nu ne mai putem întâlni așa ușor la ore, alături de studenții noștri, alături de cadrele didactice, colegii noștri. Nu ne mai putem întâlni cu bucuria, cu relaxarea, cu liniștea și cu informațiile transmise. Ce faceți? Cum ați petrecut timpul în aceste vremuri? Păi, l-am petrecut foarte plăcut, lucrând. Da. Este cea mai bună soluție ca să învingem și depresia și plictiseala. Slavă Domnului că de lucru avem. Ținând cursuri, m-am întâlnit pe platformă, pe Classroom, cu studenții și ne-am bucurat și eu și ei. Paradoxal, au fost foarte bucuroși că avem aceste motive de întâlnire, fiindcă ziceau că altfel timpul este mult prea dilatat pentru placul lor. Resimt săracii și ei într-o manieră destul de agresivă lipsa asta de contact social. Mm-hmm. Unii dintre ei s-au și îmbolnăvit, fără să fie afectați de boala asta modernă coronavirusului. Și cu toate astea s-au îmbolnăvit, au făcut forme ușoare de boli specifice ale tinereții, amigdalite și alte viroze. Și sunt destul de, să zicem, încearcă să străbată cu bine. Am încercat să fiu motivațională pentru ei și conform bancului cu Itic, care se duce la rabin și îl întreabă ce să facă, că e atât de mică locuința lui și îl sfătuiește rabinul să ia, să bage capra, lupul, varza, oaia și, în fine, să bage toate orătăniile în casă. Și vine Itic și zice, vai, rabi, dar e așa de multă lume acolo, acum chiar deloc nu mai avem loc. Și la care rabinul zice, acum du-te și scoate-le, întâi varza, întâi capra, întâi lupul, întâi oaia, până când vine Itic și zice, într-adevăr, acum atâta loc este, așa și noi, în ideea de a le arăta ca în bancul cu Itic, că se poate și mai rău, le-am arătat ce spunea un tânăr african, un tânăr din Africa de Sud, care zicea, vă plângeți că stați acasă, dar v-ați gândit vreo clipă că voi aveți casă? Și pune acolo niște poze cu niște, un gen de favelas, mă rog, favelas aparțin altor zone, dar tot la modul ăsta niște locuințe improvizate din carton și tablă. Și zice, vă imaginați ce înseamnă să te izolezi aici? Bineînțeles că spațiul social era mai mic decât spațiul fizic, era mai mic de un metru de la o casă la alta. Și zice, voi aveți casă, voi aveți apă, voi vă puteți spăla, voi puteți mânca. Și atunci aveți motive să vă plângeți? Și am zis și eu studenților, avem motive să ne plângem? Uite că chiar n-avem. Așa este. Da. Vorbeam și noi în întâlnirea de data trecută, parcă mi-amintesc că totdeauna raportarea la ceva mai greu te ajută să te bucuri de... Să mai departe. Și să te bucuri de ceea ce ai. Așa este. Bucurie, o să vorbim data viitoare. Ne recomandați ceva, o carte, un film, ceva ce ați descoperit în perioada asta sau ceva ce credeți că ar fi ușor, lezne de urmărit de acasă în perioada aceasta de către studenții noștri? Un film. Eu sunt foarte curios, fiind cumva în domeniu, sunt foarte curios și deschis la recomandările celorlalți. Să ies un pic din obișnuința asta a mea tehnică. Ok. Hai să vă întreb, ați văzut serialul The Darrell's Family?
Familia Darrells? Eu nu. Nu. Eu nu. Este un serial britanic pe care îl găsiți pe HBO Go și care mie mi-a plăcut foarte mult și vreau să vă spun că am stat cu sufletul la gură pentru că este o poveste narată într-un mod specific, cu umorul britanic specific, și care vorbește despre, povestea e foarte simplă, nu are niciun fel de linie filozofică în ea, este vorba de o familie formată, monoparentală, formată numai din mamă și patru copii, care din cauza climei nenorocite din Anglia și din cauza stării precare, materiale pe care o aveau, decid să plece în Corfu. Corfu este una dintre insulele mele preferate, de fapt toată Grecia este preferata mea. Corfu este o insulă de o frumusețe răpitoare și la vremea la care se petrecea acțiunea cărții asta prin 1935, că nu era invadată de turiști, nu avea nimic din ceea ce înseamnă astăzi Corfu acesta turistic și lustruit, așa cum îl vedem de foarte multe ori. Cum spuneam, povestea este simplă, narează doar perioada celor 6 ani cât au stat cei 4 în insulă, fiecare mergând pe drumul lui. Întâi și întâi trebuie să vă spun că n-au mers la școală. Bine, 2 dintre ei erau destul de mari, ieșiți din vârsta școlarității clasice, dar 2 dintre ei erau chiar copii care mai puteau să fie regimentați. Ei făceau un gen de homeschooling. Dar cel mai important lucru pe care l-am sesizat la această mamă și care mi-a plăcut nespus, deși, atenție, nu cred că aș fi putut să mai fiu al 3-a oară mamă, nu cred că aș fi putut adopta rețeta, a fost acela că i-a lăsat să învețe din greșeli. Noi, în zilele noastre, vorbim despre sistemul ăsta de mamă și părinți elicopter, părinți care tot timpul planează deasupra copilului și încearcă tot timpul să-i dirigeze, nu te du acolo, pățește aia, nu fă aia, nu pune mâna, fii atent că dacă. E, această mamă i-a lăsat să greșească. Și vreau să vă spun că n-a făcut din greșeală o dramă, nu le-a spus, v-am spus eu, nu trebuia să faceți, nu te-ai gândit, prostule, cum poți să fii așa de lipsit de minte? N-a făcut nimic din toate astea, ci pur și simplu, când a văzut că se întâmplă lucrurile nu așa cum și-ar fi dorit, i-a strâns în brațe și a suferit cu ei, după care a zis, lucrurile se vor rezolva. Și bineînțeles că într-un roman bun, că de fapt cartea, filmul se bazează pe un roman, lucrurile s-au rezolvat fără niciun fel de probleme pentru tinerii noștri, care, așa cum astăzi promovăm ideea, au învățat din greșeli. La un moment dat a fost o replică foarte frumoasă în care mama, purtată fiind de cineva de pe insulă, în fine că mama avea și ea calitățile ei de femeie foarte bine puse în evidență, îi spune pretendentului, copiii spun despre mine că ei m-au crescut pe mine. Mi-a plăcut foarte mult această idee, fiindcă într-adevăr de multe ori părinții nu realizează cât de mult sunt crescuți de către copiii lor. Realizează la un anumit timp. La un moment dat realizăm cu toții, dar... Dar este un lucru foarte frumos să poți să te lași crescut de copii, ca părinte. Ca educator, este un lucru foarte frumos să te lași crescut de cei cu care interacționezi și să încerci să împrumuți ceva din specificul lor, indiferent de vârsta ta, indiferent de vârsta lor, și în felul ăsta să aduci puntea mai aproape. Astăzi am auzit la un post de radio care mie îmi place foarte mult, am auzit o tânără plecată peste hotare care vorbea despre faptul că avem podurile acestea cu un picior în țara noastră și cu un picior în vecinătate, ea făcea referire la zona aceea către Serbia și zicea, poate că de asta avem în noi dorul ăsta de a pleca. Suntem tot timpul cu picior pe partea cealaltă a podului și cu un picior pe partea asta a podului. Eu cred că noi, profesorii, trebuie să fim tot timpul cu un picior în trecutul nostru și cu un picior în prezentul celorlalți. Și să fim, de fapt, în felul ăsta, să ne luăm zborul către viitor cu ei. Cred că despre asta e vorba. E atât de frumos. Să vă mai spun ceva, doar ceva și gata, vă las în pace. Vă recomand un scriitor care mie mi-a plăcut foarte mult și care
Vreau să vă spun că are niște cărți ușor amuzante, ușor critice, ușor ironice, dar care întotdeauna te lasă cu așa o zi, două, trei de reflecție în care tot gândești, oare ce-a vrut să spună cu asta? Oare unde merge mai departe așa? Poate că l-ați citit și probabil că l-ați citit, pentru că este un scriitor care este, să zicem, mult tradus la noi. Se numește Frederick Bachmann și are câteva cărți, zic eu, de referință. De exemplu, Un bărbat pe nume O.V., de exemplu, Eu împotriva, Noi împotriva voastră. Aia n-am citit, da? Vreau să vă spun că eu cred că este o recomandare bună de lectură, dacă puteți să vă rezervați timp și pentru așa ceva în această perioadă. Ar trebui să puteți. Da. Pe prima eu am citit-o, pe a doua n-am citit-o. Da. A, și cea mai drăguță, de fapt, este bunica mi-a spus să-ți spun că îi pare rău. Are și un titlu foarte drăguț. Da, sunt da. Cărți de copii. Doamna profesoară, vă mulțumim mult de tot pentru intervenție, pentru recomandări și pentru energia pozitivă pe care ne-ați transmis-o. Și eu vă mulțumesc și vă doresc să aveți sărbători cu bucurie și să vă gândiți că, și să ne gândim că facem parte dintre cei fericiți care ne putem permite să sărbătorim. Unii nu pot. Așa că este un motiv pentru noi să zicem, Doamne ajută pentru cât avem. Sărbători fericite vă doresc. Mulțumim. Asemenea și dumneavoastră. Mulțumesc. Florin, asta a fost pentru astăzi. Asta a fost pentru astăzi. Bucurie mare în întâlnirile noastre. Se pare că e nevoie să continuăm cu întâlnirile astea cu oameni extraordinar de frumoși. Să ne vedem cu bine data viitoare. Să ne vedem cu bine. Victorie I57 în vremea pandemiei. La revedere, salutare tuturor! Salutare tuturor!